se dă sistemul x pătrat minus y pătrat plus xy egal cu 2 și x pătrat minus 2xy egal cu 2 cu soluțiile distincte x1, y1 până la xny. Ce spune? Ce dacă A este suma soluțiilor x și B este suma soluțiilor y, cât sunt A și B? Da? Odată, observați că sistemul e omogen. Ce înseamnă un polinom omogen? Atenție! Este un polinom în care toate monoamele au același grad. Funcția omogenă este o funcție, atenție, o funcție se numește omogenă de mai multe variabile dacă f de tx1 până la txn este de forma un t la o putere r, r orice număr real, ori f de x1 xn. Da? R se numește gradul de omogenitate. Spre exemplu, uite, funcția logarit din x pe y. Este omogenă, de ce? Că logarit din tx pe ty se simplifică și îți dă logarit din x pe y ori t la 0. Da? E 1. Deci este omogenă de grad 0. Dar la funcții polinomiale e mai simplu. Vă uitați monoamele să aibă același grad. Ia uitați, gradul 2, gradul 2, vă aduceți aminte ce înseamnă gradul unui monom. Suma puterilor. Da? 1 plus 1, 2. La fel, 2, 1 plus 1, 2, da? Cum se rezolvă sistemele omogene? Se face o substituție de forma ori y egal cu t ori x, o nouă necunoscută, ori x egal cu t ori y, e același lucru. Deci cum t este y pe x, atenție, trebuie să aveți grijă ca o soluție să nu vă iasă cumva 0. Da? Pentru că n-am voie să scriu aici. Și zic așa, pe x, stai să vedem, x-ul poate să fie 0. În primul rând, atenție, nu mi-a zis că soluțiile sunt reale, da? Păi uite, dacă x egal cu 0, ce ar da a doua ecuație? 0 minus 0, 0 egal cu 2, fals. Prin urmare, x-ul e diferit de 0, da? Bun, atâta, y-ul nu mă interesa. Puteam și aici, dar îmi dădea minus y pătrat egal cu 2, aia nu știam. Y pătrat este minus 2, y egal cu plus minus 2i. El nu mi-a zis că sunt reale, mi-a zis soluțiile distincte, da? Și atunci de asta m-am dus în a doua, că a fost mai simplu. Și acum, înlocuindu-l pe y, obținem ce sistem? X pătrat minus t pătrat x pătrat plus t x pătrat egal cu 2 și x pătrat minus 2 t x pătrat egal cu 2. Să dăm factor. Pentru că fiind omogen, întotdeauna ți se în factor x-ul ăla sau dacă făceați x egal cu t, y, y-ul să dăm factor, da? Pe lângă 1 minus t pătrat plus t egal cu 2 și la fel jos x pătrat pe lângă 1 minus 2t egal cu 2. Și acum par termen la termen, da? Împărțindu-i, observați că x pătrat se reduce, ce obții? 1 egal cu 2. 1 minus t pătrat plus t supra 1 minus 2t egal cu 2 pe 2, adică 1. De aici o să afli pe t, după aia te întorci ori în una, ori în cealaltă, la afli pe x, după care vii la substituție și la afli pe y, da? Deci le aducem frumos la același numitor. Atenție, t-ul era diferit de numitorul ăsta, diferit de 0, că dacă era 0, din nou îți dădea 0 egal cu 2, da? Atenție, mare grijă când aveți 0 ori de astea pe aici sau pe aici. Da? Dați în factor, vedeți cum faceți, da? Adică dați în factor că vă iese ceva sau faceți, dacă e omogenă, faceți de genul y pe x egal cu un t și scoateți pe t de acolo. Vă dispare asta, dar vă ajută deja că l-ați scos deja pe t și nu mai aveți nevoie de împărțire termen la termen, da? Plus t egal cu 1 minus 2t. Hai să trecem în aceeași parte, trec în dreapta să fac o t pătrat pozitiv, t pătrat minus 3t, ăștia s-au dus, egal cu 0, de ce îți rezultă? T pe lângă t minus 3 egal cu 0. Pe aia odată t egal cu 0, odată t egal cu 3. Hai să luăm pe rând. Dacă t egal cu 0, să aflu pe x. Mă duc în asta, că e mai scurtă decât asta, atâta tot. Nu, puteam să urce și aici, nu-i nicio problemă. Deci cât vă dă? X pătrat ori 1 minus 0, x pătrat egal cu 2. Deci x este plus sau minus radical din 2. De unde e y-ul? Păi dacă x este radical din 2, y-ul cât era? T ori x, 0 ori x, y-ul e 0. Dacă x-ul îți dă minus radical din 2, y-ul din nou e 0. Și acum e următorul. Dacă t egal cu 3. Tot din asta, x pătrat ori 1 minus 6 ori minus 5 egal cu 2. E, aici e problema că nu știu dacă ne acceptă și soluții reale și imaginare, nu știu. Vedem. X,
teoretic nu mi-a zis, este minus 2 pe 5, de unde x este cine? Plus sau minus radical din 2 pe 5 ori. Da? Deci y-ul, hai să vedem, dacă x este radical din 2 pe 5 ori, y-ul cât este? Este t ori x, deci este 3 radical din 2 pe 5 ori. Iar dacă x-ul este minus radical din 2 pe 5 ori, y-ul este minus 3 radical din 2 pe 5 ori. Ce mi-a zis asta? Oricum nu mă afectează. Mi-a zis așa că au este suma rădăcinilor x. Deci au înseamnă cine? Radical din 2 cu minus radical din 2 cu ăsta cu i cu ăsta cu minus i îți dă 0. B-ul cât îți iese? 0 cu 0 cu 3 radical cu minus 3 radical din nou îți dă 0. Deci A e 0, B e 0. Unde avem? La B. Răspunsul corect, B.